a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti într-un regat îndepărtat un împărat pe nume Geonoionel. Geonoionel era un împărat voinic și ager la minte, dar avea o problemă pe care nu reușea să o rezolve. Era singur și nu avea niciun moștenitor. Într-o bună zi, pe când se plimba prin grădina palatului, Geonoionel se întâlni cu un bătrân înțelept pe nume Sfătosanul. Sfătosanul, cunoscut pentru înțelepciunea și sfaturile sale, îi spuse împăratului, Măria ta de vrei un moștenitor, trebuie să găsești fântâna digitală a tinereții. Acolo vei întâlni un robot, roboțelul tinereții, care te va ajuta să-ți găsești perechea perfectă. Gheono Ionel, nefiind omul să lase lucrurile neterminate, își adună curajul și porni la drum. După zile întregi de călătorit prin codri și munți, ajunse într-o vale ascunsă, unde găsi fântâna digitală. Lângă fântână stătea roboțelul tinereții, un robot micuț și strălucitor, cu ochii de leduri albastre. Bună ziua, roboțelul tinereții! Sunt Gheono Ionel și am venit să-ți cer ajutorul pentru a găsi o soție și a avea un moștenitor. Salut, împărate! Bine ai venit! Pentru a găsi perechea perfectă, trebuie să completezi un test de compatibilitate pe platforma Tinderanța, care se află în peștera de lângă noi, îi răspunse roboțelul. Gheono Ionel nu ezită și intră în peșteră, unde găsi un laptop strălucitor. Se așeză și începu să completeze testul de compatibilitate. După câteva minute de întrebări ciudate și enigme, laptopul îi arătă un profil. Era Zâmbirica, o prințesă din regatul vecin cunoscută pentru frumusețea și bunătatea sa. Gheono Ionel, fericit de rezultat, porni spre regatul Zâmbiricăi. Pe drum se întâlni cu un personaj curios, pe nume Selfiețătorul, care avea obiceiul să-și facă selfie-uri în toate locurile în care mergea. Ce faci, împărate? Unde te grăbești așa?" întrebă Selfiețătorul. Mă duc să o cunosc pe Zâmbirica, viitoarea mea soție," răspunse Gheono Ionel. Hai să facem un selfie împreună, să marcăm momentul," zise Selfiețătorul. După ce își făcură selfie-ul, Gheono Ionel își continuă drumul. Ajunse în regatul zâmbiricăi și, după câteva întâmplări amuzante și stângace, reuși să o întâlnească pe prințesă. Cei doi se plăcură din prima clipă și hotărâră să se căsătorească. Întorși în regatul lui Gheonoionel, cei doi se căsătoriră într-o ceremonie fastoasă, unde invitații puteau să posteze poze și mesaje pe rețeaua magică, o platformă similară cu rețelele sociale de azi. Gheonoionel și Zâmbirica trăiră fericiți și avură mulți copii, fiecare cu câte un smartphone magic, Nest, care le permitea să vorbească cu animalele și să vadă viitorul. Dar povestea nu se termina aici, căci într-o zi, în regat, apăru un hacker malefic, pe nume Virușila. Virușila avea puterea de a infecta toate dispozitivele magice din regat și să le transforme în unelte ale haosului. Gheono Ionel, cu ajutorul zâmbiricăi și a prietenului lor, selfiețătorul, porniră într-o aventură să-l oprească pe Virușilă. Cei trei prieteni trecură prin multe peripeții, dar în cele din urmă reușiră să-l înfrunte pe Virușilă într-o bătălie epică, transmisă live pe rețeaua magică. Folosindu-se de puterea iubirii și a prieteniei, reușiră să-l învingă pe Virușilă și să curețe regatul de infecțiile malefice. După ce pericolul funlăturat, Gheonoionel și Zâmbirica organizaseră un mare festival unde toți locuitorii regatului se adunaseră să sărbătorească selfie era la locul lui, făcând poze și postând mesaje de bucurie. În timp ce soarele apunea, Gheonoionel urcă pe scenă și cu un zâmbet larg spuse Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această aventură. Să ne bucurăm de această seară magică și să nu uităm niciodată că puterea iubirii și a prieteniei poate învinge orice rău. Și astfel, regatul lui Gheonoionel trăi fericit pentru totdeauna, cu aventuri și bucurii, iar Zâmbirica și împăratul deveniră un cuplu legendar, admirat de toți. Sfârșit. Dar înainte să plecați, nu uitați să dați like, share și subscribe. Dacă nu, roboțelul tinereții își va pierde semnalul Wi-Fi și vă va bloca toate pozele de vacanță.